Să ne ajute cerul să simțim binecuvântarea cerului peste noi, în clipele care urmează, prin cuvânt, prin rugăciune, prin laudă și prin binecuvântare. Bun venit, oaspeților! Bun venit celor ce ne ascultă și ne urmăresc, dar mai ales, încă o dată, aș vrea să spun un bun venit celui ce ne-a promis. Că atunci când doi sau trei dintre amărâții pământului se adună la oaltă, el e acolo pentru ca să facă din acești amărâți lauda slavei sale. Amin. Cumva, în dimineața aceasta, nu pentru noi, ci pentru El, este tot frumosul care se poate aduna în această biserică. Frații mei, pentru ca să nu vorbesc dintre ale mele, că așa suntem noi oamenii, vorbim mult de tot dintre ale noastre, dați-mi voie să mă orientez repede la cuvânt. Am ales paragraful pe care l-am studiat în întâlnirea noastră trecută, deci aseară, și în întâlnirea noastră din dimineața aceasta, din Luca 12, deci Evanghelia după Luca, al 12-lea capitol. Și aici, capitolul 12, începe cu următoarea observație, versetul 1. În vremea aceea, când se strunseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții de aglomerație, dar în același timp și din dorința de a asculta pe Domnul Isus Hristos. Deci, cam, cam acesta este contextul. Mă aștept ca importanța unui cuvânt să fie și în funcție de mulțimile care sunt acolo. Adică, dacă ai o mulțime de câteva mii de oameni, în momentul acela îți pregătești ca să înveți pe acești oameni, câteva mii, lecții destul de importante. Când ai doar 2-3, atunci te raportezi la nevoile celor 2-3 oameni și s-ar putea întâmpla să considerăm noi că lecțiile nu sunt atât de importante atunci când avem doar 2 sau trei. Dar, repet, avem de-a face aici cu un moment de vârf în activitatea Domnului Isus Hristos. Nu mai fusese așa ceva până acum și vreau să observați mai târziu că nu va mai fi așa ceva, pentru că vor începe fariseii și sinedriul să fie îngrijorați în legătură cu Domnul Isus Hristos, îl vor pune sub observație, Domnul Isus Hristos își va schimba locul de predicare și cumva ajungem la concluzia, deci, că în momentul ăsta este un moment de maximă importanță în activitatea Domnului Isus. În timp ce ajung la concluzia asta, nu se poate să nu mă intereseze și anume, Doamne, ce le spui? Și au zis ce le spune Domnul Isus Hristos. Pe lângă faptul că începe să le vorbească despre să nu vă fie fică de oameni, aveți grijă despre hula împotriva Duhului Sfânt, apoi despre îngrijorări, ajungem la versetul 35 în care Domnul spune, încingeți-vă mijlocul, luați în mâini făcliile și să fiți gata pentru ce? Să fiți gata pentru. Imaginea este luată din Exod. Imaginea este luată din Exod. Mai în viața poporului acestuia mai fuzese o singură dată o situație asemănătoare la Exod, în noaptea aceea a Paștelui, când la mijlocul nopții în casele evreilor ardeau făclii, erau cu încălțămintea în picioare, cu brăul încins și așteptau un singur sunet de șofar, de corn de berbece, care să le anunțe plecarea. Același lucru se întâmplă aici. Să fiți așa, ca în noaptea exodului. Din ce cauză? Textul spune mai departe, așteptați pe stăpânul care trebuie să se întoarcă de la nuntă. Spuneam aseară, este o scurtă recapitulare, spuneam aseară, unde mai găsiți dumneavoastră pe stăpânul care trebuie să se întoarcă de la nuntă? În altă parte în Scriptură. Într-un într uh, pasaj soră cu pasajul acesta. Poftiți? Mulțumesc. Deci uh, momentul acela când se zice iată mirele vine, ieșiți în întâmpinare este vorba de cele 10 fecioare. Este paragraful acesta un paragraf de legătură între formarea națiunii ebraice, Exodul sau formarea poporului lui Dumnezeu, Exodul. Și între rostul formării acestui popor și anume pregătirea pentru întoarcerea mirelui. Pregătirea căii. Atât cele zece fecioare lucrează pentru ca să se întoarcă mirele, cât și robii aceștia care sunt aici, ei stau și așteaptă să se întoarcă mirele. Deci, cumva, această imagine unește rostul formării poporului lui Dumnezeu cu rostul final al acestui popor al lui Dumnezeu. Versetul 37 spune că dacă robii vor veghea, va fi ferice de ei. Adevărat vă spun că în momentul când va intra pe ușă stăpânul și îi va vedea pe robii ăștia care s-au pregătit și care au lucrat în continuu și care n-au lăsat niciun amănunt ne pus la punct când îi va vedea stând acolo cu făcliile în mână și așteptându-l în momentul acela. Probabil că va sta de vorbă cu ei și îi va întreba, dar nu fa a greu? Nu e prima strajă din noapte, nu e a doua strajă din noapte. Am venit la câta strajă din noapte? La a treia strajă din noapte, a patra. E târziu. Nu v-a fost greu să așteptați o noapte întreagă? Și ce ați făcut? Păi am lucrat, Doamne. Păi bine, în continuu ați lucrat, da. Pei de ce? Pei, Doamne. Și n-ați adormit. Niciunul dintre voi n-a dormit. Pe păi Doamne, n-am putut să dormim pentru că... De ce n-ați putut să dormim? O, te-am așteptat, Doamne. Este singurul lucru care se poate întâmpla în sufletul și în viața unui om care să-l facă să nu adoarmă. Și anume, Doamne, te-am iubit atât de mult încât abia am așteptat să vii. Abia am așteptat să vii. Te-am iubit atât de mult. Tot așa, ca rapid de tot. De cele zece fecioare, ele cum de-au adormit? Hmm? Cum de-au adormit? Frații mei, gândul acesta că vine la noi cineva atât de drag ființei noastre, atât de mult așteptat, ar trebui să fie acea perspectivă care să ne facă viața așteptarea și munca frumoasă. Și poate dacă îl vom iubi pe Domnul Isus Hristos atât de mult, poate că vom reuși și să nu adormim. În imaginea de aici, Slujitorii sunt cu făclii în mână. Vreau să vă întreb, care se stinge mai ușor, o făclie sau o candelă? În înțelegerea mea s-ar putea să fiu greșit. Cred că făclia se stinge mai ușor, datorită faptului că, eu știu, candela are un sistem de alimentare. Poți să stochezi mai mult ulei în candelă, astfel încât te poți aprovizionat pentru mai mult. Făclia arde până se termină, se gată și n-ai cum să o reîmprospătezi. Cum de nu s-au stins făcliile robilor care au stat și au așteptat? Cum de nu li s-au stins făcliile? Și dincolo, cum de li s-au stins candelele? Sunt pilde, dragii mei. Evident, nu fiecare amănunt al pildei are o valoare deosebită, dar prin comparație s-ar putea întâmpla să ajungem să ne întrebăm dacă Dumnezeu ne-a dat candele ca să așteptăm. De ce se sting candelele? Din ce cauză se sting candelele? din cauza somnului, fraților. Pentru că în timpul somnului nu mai poți să ai grijă de candele. Poate că e ceva de învățat de aici. Și în timp ce Mântuitorul stă de vorbă cu ei și îi întreabă de ce nu vi s-au stins făcliile, cum ați reușit, până la urmă spune textul că mirele este atât de impresionat, împăratul care se întoarce este atât de impresionat, încât ei care sunt gata să îi pună masa împăratului, ei care sunt gata să-l spele pe picioare pe împărat, el care sunt gata să facă totul pentru împărat, ei se trezesc puși la masă și împăratul slujindu-i. Și mă apropii în felul ăsta de cea de-a treia imagine, soră cu imaginea aceasta, care este imaginea Vă amintiți? Cu ce imagine este soră această situație în care Domnul Iisus Hristos se încinge și îi slujește. Camera de sus. E a treia imagine pe care Domnul Iisus Hristos o are în vedere atunci când rostește momentul acesta și nu se poate ca cei ce cunoșteau atât de bine lucrurile astea să nu, se întâmpl, să nu se gândească la multe dintre ele, dar Domnul Iisus Hristos deja se gândește în viitor la momentul în care îi va sluji El pe ei. Fie că vine la a doua strajă din noapte, spune versetul 38, fie că, fie, fie că vine la a treia strajă, fie, ferice de robi aceea, dacă îi va găsi veghind și la a doua strajă din noapte. De ce ai vegheat la straja a doua? Din ce cauză? Dacă te-ar fi întrebat ceva, de ce veghezi? Ce ai fi răspuns? Povim? Vine! Vine la straja a treia, a doua. Trece straja a doua. Vine straja a treia. Când vorbim despre strajă, vorbim despre acei ostași care treceau prin mijlocul nopții și din oră în oră strigau prin cetate. Strigau prin cetate și verificau ce se întâmplă. Păzeau liniștea și siguranța cetății. Și vine straja din nou și este straja a treia. Și tu iară Și te întreabă, ce veghezi? Păi trebuie să vină. Păi dar n-ai zis că vine și la straja a doua. Ba da, și de ce? Păi trebuie să vină acum. Și dacă nu vine acum, și la patra straj o să vechezi. E bine să fii așteptător sau nu? E bine? Nu-i prea mult să spui că vine mirele și la straja a doua? Și la straja a treia? Și la straja... Nu-i prea mult? Nu se va strânge lumea să spună, dar în continuu voi spuneți că vine și el nu vine? Nu-i prea mult? Și răspunsul este, dragii mei, așteptătorii altceva n-au de făcut, n-au altă șansă decât să aștepte. Dacă ai ști că nu vine la straja a doua, l-ai aștepta la straja a doua. Deci, repet, dacă ai ști că nu vine la straja a doua, l-ai aștepta? Pentru cine iubește, l-ar aștepta și la straja a doua. E în normalitatea ființei așteptătorului ca să aștepte atunci când iubește. Și acum vă voi invita rapid de tot să deschidem Sfânta Scriptură și să citim mai departe uh, pasajul al doilea. De la versetul 41 la 48, care ne va călăuzi gândirea noastră în minutele care urmează. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Foarte interesantă întrebarea lui Petru. Parcă sunt eu sau parcă sunteți dumneavoastră. Doamne, pentru mine spui sau spui pentru... Pentru alții. Pentru cine o spui, pentru mine sau pentru alții? Ce ziceți? Pentru cine au fost scrise, spuse lucrurile astea? Nu, pentru noi. Pentru mine. Pentru mine. Practic, Domnul Isus Hristos nu răspunde la întrebarea asta. Dar întrebarea asta evidențiază foarte mult tendința noastră de a zice: lasă că a spus asta pentru. Pentru cine? Pentru ăla, așa cum ziceți. E, e pentru celălalt, nu e pentru mine. Și Mântuitorul nu răspunde direct la această întrebare. Dar întrebarea asta îi dă posibilitate să continue. Și continuă pilda, continuă imaginea și spune Cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale? Ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Pentru cine spune aceste lucruri? Pentru ispravnici. Cine sunt ispravnicii? Haideți să o luăm altfel. Cine erau ispravnicii acolo în mulțime? Cine erau? Mântuitorul le spune, cuvântul lui Dumnezeu a trebuit să vină mai întâi vouă. Așa le spune el evreilor. Și pe urmă, voi să duceți cuvântul acesta mai departe, unde? În toată lumea. Cine erau ispravnicii? Evreii cărora le fusese încredințat cuvântul acesta. Ei aveau cuvântul, ei aveau ispravnicia. Ei trebuiau să se ducă mai departe și să îmbogățească lumea cu cuvântul acesta. Ei erau ispravnici. Ce rol are biserica azi? Ei a primit cuvântul, biserica a primit cuvântul și trebuie să ia cuvântul acesta și ce să facă cu el? Poftiți? Doamne ferește, Doamne ferește să oprim cuvântul ăsta pentru noi. Doamne ferește să oprim cuvântul ăsta pentru noi. Dumnezeu ne spune, duceți-l și îmbogățiți lumea cu cuvânt. Pentru cine ai spusă pilda? Repet, Haide stați cu mine, vă rog frumos. Nu vreau să vă pierd. Pentru cine ai spus pilda? Pentru biserică. Pentru evrei. Pentru oamenii cărora li s-a dat cuvântul. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Răsplata va fi completă. Nu e parțială, e totală, peste toată avoția sa. Vom avea drept la tot cerul. Vom avea drept la tot, nu va exista doar o parte și cealaltă parte nu. Vom avea drept la tot. Spune cuvântul, zice că acolo unde va merge mielul, adică Domnul Isus Hristos, acolo vom merge și noi. Pentru că vor urma pe miel oriunde va merge... El. Unde va intra mielul, acolo vom intra și noi. Misterele extraordinare ale universului acestuia, taina mântuirii, prezența Tatălui și toate celelalte vor fi descoperite pentru poporul lui Dumnezeu care va primi din partea lui Dumnezeu răsplătirea. Ce frumos! Este extraordinar! Imaginea pe care o creează Domnul Isus Hristos pentru mine și pentru tine este de așa natură încât ar trebui să ne ia de aici și să vrem cât se poate de repede să ajungem acolo unde răsplătirea ne așteaptă. Ar trebui să nu mai întârziem nici măcar o clipă, nici măcar un minut. Și acum partea a doua, puțin mai tristă. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi, pe slujnice, să mănânce, să bea, să se îmbete, vreau să vă întreb, mă opresc aici și vreau să vă întreb, da, ce, nu se poate să zică stăpânul meu zăbovește să vină și să se poarte bine? Nu se poate? De ce nu poate? Zăbovește stăpânul, Mă port frumos. De ce nu poate așa? Păi, dacă ar, dacă ar fi așa, ar intra în categoria robului credincios, dacă ar face așa. Dar nu. El știe că stăpânul, vede că stăpânul întârzie și din cauza aceasta, pentru că e ca și cum stăpânul n-ar mai veni, el se transformă în stăpân. Și se poartă ca un stăpân de care? Rău. Pentru că robul rău va fi un stăpân rău. Nu există ca robul rău să fie vreodată un stăpân bun. Și dacă iei un om rău și îl duci în cer, nu face altceva decât să-l transformi într-un stăpân rău. Versetul 46. Stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe, îl va tăia în bucăți. Soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Vreau să vă întreb, și partea aceasta ține de pildă, așa este? Este doar o figură de stil sau este doar o tipologie? Are și un adevăr în ea? Va pedepsi Dumnezeu? Va bate, nu va bate? Cu multe lovituri, cu puține lovituri? Frații mei, nu vreau să, să, mă erijez în cineva care știe exact ce se va întâmpla atunci. Eu mai las și în mâna lui Dumnezeu să hotărască Dumnezeu cum va fi. Dar principiile mari ale guvernării sale, aș vrea să le înțeleg, mai ales atunci când Dumnezeu vrea să le înțeleg. Deschideți cu mine în Deuteronom, capitolul 25, cu versetul 3. Și veți descoperi aici un text interesant. Este modul în care Dumnezeu protejează pe un om pedepsit. Dumnezeu, repet, protejează pe un om pedepsit. Versetul 2. Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ, să-i dea în fața lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. Să nu pună să-i dea mai mult de 40 de lovituri. Ca nu cumva dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta. Observați dumneavoastră de ce îi iertați-mă, în ghilimele, arde lui Dumnezeu acum? Nu e o problemă că fratele tău e pedepsit. Nu asta e problema, că merită să fie pedepsit. Dar ce nu trebuie să se întâmple? Nu trebuie să fie înjosit înaintea mea. Pedeapsa nu are ca scop înjosirea, degradarea, dezumanizarea unui om. Nu? Pedeapsa are ca rost, care rostul? Dacă nu are asta. Are ca rost corectarea și spiritul dreptății. Zice aici potrivit cu greutatea vinei lui. Să fie o potriveală? Să fie potrivit? Nu oricum. Vă rog să înțelegem din lucrul ăsta că Mântuitorul are în vedere permanent îndreptarea, corectarea, spiritul dreptății. În același timp are grijă ca creatura mâinilor lui să nu fie distrusă de un sistem egoist și rău al pedepsei. Și acum, pentru că, începând din momentul acesta, aș vrea să intru în partea a doua a studiului nostru, aș vrea să vă invit să cântăm împreună două strofe dintr-o cântare. Cântarea care să ne aducă aminte că suntem servi. Toți suntem servi, toți suntem slujitori. Vă invit să cântăm cântarea numărul 426. Voi, servi de grab, acum ieșiți. Două strofe. Și încă o dată în timp ce cântăm să nu uităm că fiecare dintre noi suntem servi lui Dumnezeu căruia el le-a încredințat isprăvnicia. Apostolul Pavel preia această idee și o, și o desfășoară mai departe. În capitolul 2, cu versetul 12, în următoarele cuvinte: Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Se pare, dragii mei, că, în conformitate cu acest ultim paragraf, Hitler, nu va fi judecat în același fel cu Jean Valjean. Da? A furat o pâine. Și o viață întreagă a avut de tras. Cel ce fură o pâine nu va fi judecat la fel cu cel ce a fost în al lui Hitler. Îi drept sau nu-i drept? Haideți să înțelegem puțin lucrul ăsta și să înțelegem să-L iubim pe Dumnezeu în demersul său pentru ca să se întâlnească cu robii săi sau cu ispravnicii săi. Cu toți. Există textul acela din Sfânta Scriptură. Plata păcatului este moartea. Vă aduceți aminte unde este scris? Roman 6:23. Plata păcatului este moartea. Fraților, toți oamenii mor, așa e? Toți. De ce Domnul Iisus Hristos a numit moartea aceasta însă somn? De ce i-a schimbat numele? De ce i-a schimbat numele? Pentru că omul care adoarme nu este pedepsit pentru păcatele lui. El moare datorită condiției sale păcătoase. Dar el în momentul în care adoarme, repet, el nu primește somnul acesta care răsplată a tuturor nelegiurilor pe care le-a făcut el. Ba mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu spune că în momentul acela nici măcar n-a fost judecat nici măcar n-a fost judecat. Deci există o moarte naturală pe care Domnul Isus Hristos o numește somn și care aparține tuturor și care nu este altceva decât o eliberare de nenorocirea, de de de, de oboseala, de osteneala și de grijile acestui pământ. Atât. Și spune mai apoi Domnul Isus Hristos Că atunci când vor fi judecați, oamenii vor face față morții a doua. Și moartea a doua este o moarte juridică. Moartea a doua este o moarte juridică, adică moartea care este plata păcatului. Atunci, ca o consecință, vă puteți imagina, putem, putem înțelege că până acum nimeni n-a murit. Putem înțelege că pe pământul acesta, dintre oameni, până în momentul ăsta, nimeni n-a murit. Toți s-au odihnit. Toți au trecut la odihnă. Excepția este în legătură cu unul singur și anume... Domnul Iisus Hristos care a venit ca să ispășească și El s-a pus sub judecata lui Dumnezeu. Asupra Lui au fost trecute toate păcatele. Vă rog să observați procesul de judecată în care trece Domnul Iisus Hristos este un proces mult mai complex și El moare pentru păcatele întregii lumi datorită faptului că în judecata aceasta extraordinară Domnul Iisus Hristos a luat locul meu și locul tău. Și a intrat în moartea a doua. Repet, toți oamenii mor. Dar nu toți oamenii mor la fel. Unii doar adorm alții care nu primesc ispășirea Domnului Isus Hristos vor muri diferit. Într-un fel va muri Jean Valjean și altfel va muri Hitler. A, poate, poate spuneți, da, nu înțeleg de ce dacă cineva a păcătuit și a făcut doar un singur păcat, un singur păcat, plata este moartă. Iertați-mă, reduc totul la absurd. Dar dacă cineva a făcut două păcate, știți că nu se face așa, nu e nu cu număratul. Dar zic și eu, dacă cineva a făcut două păcate, care e rezultatul? Tot moartă? Dacă cineva a făcut trei. Nu e nicio deosebire? Uneori noi ne jucăm cu moartea ca și cum ar fi infinitul. Dar să știți, în moarte infinitul e doar durata. Dar moartea în sine nu e infinitul. Moartea este actul justițiar pe care Dumnezeu îl inițiază vis-a-vis -vis de păcatul ca non-valoare. Păcatul care distruge neprihănirea lui Dumnezeu. 2. există un nivel, cauză-efect. Spre exemplu, fumezi. Ce se întâmplă? Vei face cancer. Deci, datorită faptului că faci cancer, e rău să fumezi, corect? Dar dacă nu faci cancer, dar dacă nu faci cancer, e bine să fumezi. Observați dumneavoastră, consecința încearcă oarecum să identifice ceea ce este rău și suferința uneori dublează răul moral. Dar nu întotdeauna lucrul ăsta se întâmplă. Din cauza asta sunt o sumedenie de oameni care, zice, care zic Dom'le, dar e bine să fumezi. De ce? Pentru că bunicul meu a fumat până la cât? 90 și cât? Și 6 de ani, spune Cornel. Și a făcut cancer? Nu. Și dacă îl întrebai, e, e bine? Zicea da. Ăsta este nivelul cauză-efect. Toți, la un moment dat, pe pământul acesta, mai mult sau mai puțin, sunt de sub legea aceasta a cauzei efectului. Toți suferim de una, toți suferim de alta, când ne uităm bine și cam înțelegem din ce cauză suferim și așa mai departe. Dar vreau să vă întreb, asta e plata păcatului? Completă? Completă? Um. sanctuarul ceresc. Iosif, în Geneza, este pus față în față cu o ispită majoră pentru tinerețea lui. Și Iosif spune, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. El îi spune doamnei respective, Aș putea să pă păcătuiesc și împotriva lui Potifar, pentru că mi-a dat totul pe mână și din respect pentru el și un bărbat deosebit. Dar problema nu este aia. Problema este că eu aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Se pot rezolva problemele la pământul acesta. Se pot rezolva. Sigur că da. Cineva îmi spunea, la noi pe pământul ăsta nu mai cei mai fraieri sunt prinși. Ăia mai neîndemânatici. Hoții adevărați. Ăia scapă. Deci se poate rezolva problema la nivelul pământului acestuia. Poți să scapi. Corect? Sigur. Dar problema nu este aici. Condiția păcatului în adevărata ei stare se vede unde? În Sanctuarul ceresc, acolo unde păcatul este pus, păcatul este uh, păstrat și analizat în cadrul judecății lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îl judecă, vreau să vă întreb la ce nivel îl judecă? Nu Numai la nivelul pământului? Cartea evreilor îmi spune că Domnul Isus Hristos a intrat cu sângele său. Unde? În cer. Ceea ce înseamnă că păcatele mele pe care eu le fac aici au consecințe la nivel de univers. Uneori noi ne gândim, Doamne, de ce nu vii? Că parcă noi pe aici am cam terminat treaba. Suntem gata, vino! Uitând că sunt lucruri care merg în paralel, situația noastră terestră, pământească, este acompaniată de situația cerească a Domnului Isus Hristos. Și sunt lucruri de rezolvat la nivel de univers care trebuie să fie rezolvate acolo. În momentul în care Sfânta Scriptură îmi spune Daniel 8 cu 14 că uh, sanctuarul va fi curățit după 2300 de o istorie întreagă de ani, cuvântul lui Dumnezeu mă anunță și îmi spune că Dumnezeu și-a terminat lucrarea la ce nivel? La nivel ceresc. Dumnezeu și-a terminat lucrarea la nivel ceresc, la nivelul planului său de mântuire și cu ocazia aceea spune tot Sfânta Scriptură că Dumnezeu a început să încheie istoria în actul judecății sale, în actul judiciar. Cu alte cuvinte a început să judece. Dumnezeu din momentul acesta nu mai are alte etape de parcurs ci din momentul acesta, el judecă istoria mea și istoria ta în dorința de a finaliza lucrurile nefinalizate pe pământul ăsta. Dar încheia istoria. Ca să înțelegem foarte bine, păcatul nu trebuie doar iertat. Păcatul trebuie să fie ispășit. Obligatoriu. Prin iertare omul nu face altceva decât primește har. Dar asta nu înseamnă că păcatul său nu va fi judecat, nu va fi adus odată în discuție, că va fi tratat. Și în momentul respectiv, păcatul său va fi rezolvat în două variante. Ori îl va rezolva Iisus Hristos prin spășirea sa la cruce, ori îl va rezolva cine? Poftiți? Aș vrea, înainte să răspundeți, aș vrea să vă aduc aminte de țapul pentru Azazel. Vă amintiți? Ce rost are țapul pentru Azazel? Ce vă spune dumneavoastră treaba asta? Păcatul tot din tabără era luat, pus pe țapul pentru Azazel și păcatul trebuia să distrugă țapul respectiv. Păcatul trebuia să-l distrugă. Era dus în pustie și păcatul acela, iertați-mă, țapul acela trebuia să moară. Cine îl distrugea? Păcatul. Peste cine e așezat păcatul, păcatul va avea un efect destructiv. Nu se va da altfel. Din cauza asta, toată Scriptura toată istoria nu face altceva decât strigă la mine și la tine ieșiți din zona aceea păcatul să nu stea peste tine pune păcatul în mâna lui Isus Hristos lasă-l să-l poarte el pentru că poate schimbă starea ta de existență din zona de existență a pierzării în zona de Existența salvării schimbă și păcatul tău va putea să fie pus pe țapul pentru azazel. Păcatul în momentul acela este reașezat unde trebuie. În sfârșit! Reașezat unde trebuie. Și, și, și Satana va fi recunoscut ca fiind acela care este originatorul oricărei răzvrătiri, oricărui păcat împotriva lui Dumnezeu. Există un alt nivel al răzvrătirii? Sigur că da. Există nivelul meu pământesc-terestru aici, dar ăsta să știți că este secundar, este minor. Adevăratul, adevărata problemă a păcatului meu este cerul. Cerul întreg. Și acolo, Iisus Hristos face tot ceea ce poate pentru ca să rezolve problema păcatului meu și păcatului tău. Din cauza aceasta, iertați-mă, dar, dar această imensă strategie de răscumpărare îi aparține Domnului Iisus Hristos, fiind singurul capabil să o ducă la bun sfârșit. Dați-mi voie să vă mai provoc cu ceva. Apocalips, capitolul 20, cu versetul 9, îmi spune că la sfârșitul timpului, cetatea sfântă, noul Ierusalim, va coborâ pe pământ iar cei nelegiuiți în viață o vor înconjura pentru a o nimici. Vreau să vă întreb, vă spune ceva lucrul ăsta? Vă spune ceva lucrul ăsta? Ce vă spune? Că uneori mi se pare că cuvântul lui Dumnezeu ne dă niște detalii de care nu avem nevoie. Chiar nu avem nevoie. De ce avem nevoie să știm noi treaba asta? Ce vă spune lucrul ăsta? Mulțumesc. Că la înviere nu se schimbă cei nelegiuiți. Alt gând. că harul lui Dumnezeu nu ajută la nimic. Pentru cei care sunt acolo ca păcătoși. Mulțumesc! Frații mei, poate că e ceva de învățat din toate lucrurile astea. Punctul numărul 1. Păcatul îl vizează în mod special pe Domnul Isus Hristos. Păcatul îl are ca țintă pe Domnul Isus Hristos. Orice păcătos nu va putea să, să, să se liniștească până când nu se va lupta cu Domnul Isus Hristos. Și se va lupta cu Domnul Isus Hristos pentru. Pentru ce? Ca să-l distrugă. Asta s-a întâmplat la cruce. Lucrul ăsta s-a demonstrat, a fost evident acolo. Păcatul are ca scop pe Domnul Isus Hristos. Păcatul, să știți că nu este un lucru ușor cu care ne putem, pe care îl putem trata ușor. Oricum. Păcatul este profund, este ingramat în, în, în ființa noastră, în nervii noștri, e acolo și este vrăjmășia împotriva Domnului Isus Hristos. Asta e păcatul. doi, Este o atitudine, un act de voință nejustificat și absurd. Spuneți-mi mie, de ce se ridică oamenii ăștia toți împotriva cetății sfinte a lui Dumnezeu? Ce motivau? Le-a făcut ceva cetatea sfântă? Deci, le-a făcut ceva cetatea sfântă? Nu. Îi încurcă cu ceva? Nu. De ce vor să o distrugă, să o cucerească? Plus de asta, știu că nu o pot cuceri. Știu că nu o pot cuceri. Diferența structurală între cetatea aceasta cosmică. Să zicem, naveta asta universală care a sosit pe Pământul. Lui, diferența este, este cumplită. Știi bine că situația este absurdă. Cine te face să nu poți decât să lupți împotriva ei? Cine te face să nu poți decât să lupți împotriva ei. Cine? Încet, încet putem să înțelegem ce e păcatul. În felul ăsta. Păcatul, repet, este nejustificat, este absurd în acțiunile sale. Noi astăzi, sub Harul lui Dumnezeu, oarecum nu-l putem înțelege datorită faptului că este amestecat cu milă. Nouă, ni se pare frumos. Zilele trecute auzeam pe cineva care spunea, dar e și bun, e gustos, e plăcut, e... Datorită harului lui Dumnezeu și datorită milei. În realitate, în realitate, probabil că ar trebui să repetăm de mai multe ori, păcatul este absurd. Absurd. Nejustificat. Teribil. Păcatul înseamnă distrugerea. Spuneți-mi, vă rog, ce vor prin faptul că vor să cucerească cetatea. Până la urmă, cu cererea cetății, distrugerea Domnului Isus Hristos, care este declarat persoana non grata încă o dată, și dacă îl distrug pe Domnul Isus Hristos, ce se întâmplă? Mântuitorul spune, voi nu aveți viață în voi înșivă. Eu sunt viața voastră. Și dacă ei distrug viața, ce se întâmplă cu ei? Este păcatul atât de nenorocit? încât să-mi doresc moartea decât să fiu cu Dumnezeu? Este atât de nenorocit. Mi s-a sugerat, am prieteni care îmi spun, zice, domnule, dar n-ar putea Dumnezeu să nu mai intervină la sfârșit? Știți, Robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc, n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. N-ar putea Dumnezeu să nu intervine. Lasă-l în pace. Lasă-l în pace că se va pedepsi singur cu propria lui răutate. nu e așa? Nu-i mai bine așa? Cum ar fi dacă Dumnezeu ar lăsa omenirea asta care ajunge la ultimul act, la ultimul stadiu al decăderii ei, să o lase în pace? De acum încolo îmi în retrag harul de la voi, autodistrugeți-vă. Cum ar fi? Ar fi o soluție? Foarte mulți văd în asta o soluție. Pun punct și vreau să vă întreb. Dar mileniul ce este? Mileniul ce este? Mileniul este acea situație în care Lucifer, esența răului, este lăsat în pace. Este exact ceea ce cerem noi. lăsați-l în pace. Lucifer va fi lăsat în pace timp de o mie de ani. Pentru ce? Să se gândească. Pentru ce? Să-l mustre conștiința. Pentru ce? Să fie scrâșnirea dinților. Vreau să vă întreb, e mileniul pedapsă? Nu. Nu. Mileniul nu e pedapsă. Textul din Apocalips spune, spune mai târziu, zice că el va fi aruncat. Satan, după ce va sta o mie de ani și va cugeta la relele sale, Apocalips 20 cu 10 Diavolul care înșela a fost aruncat în iazul cu foc și de pucioasă unde sunt fiara și prorocul mincinos. Deci pedeapsa e una, mileniu e alta. Mileniu e conștientizarea, dar pedeapsa este momentul în care Dumnezeu intervine pentru ca într-o confruntare directă cu persoana rivală. Dumnezeu să încheie acest proces teribil. Lupta nu este pasivă, dragii mei. Apocalips 12 cu 7 spune că în cer a fost război pasiv, pasiv sau activ. Pasiv sau activ. Tărie contra tăriei, forță împotriva forței, spune cartea Adevărul despre îngeri. Sunt lucruri pe care mintea noastră, timpul pe care îl trăim astăzi, le modifică pentru ca să le dăm o formă mai acceptabilă, dar vreau să înțelegem că păcatul în sine are forma cea mai oribilă și cea mai neacceptabilă posibil. Deci în cer a fost război. La cruce ce a fost? La cruce ce a fost? Pentru că ar fi fost incredibil dacă înainte de cruce cineva ar fi putut spune că Satan e în stare să-l crucifice pe Fiul lui Dumnezeu. Nu numai că ar fi spus că este imoral, că... dar nici nu... E absurd. De ce să-l iei, să-l pui în poziția respectivă, în postura respectivă? De ce să bați piroane? Toate lucrurile astea nu se leagă. Dar nu se leagă datorită faptului că noi nu înțelegem natura păcatului și natura războiului care s-a de declanșat în cer. În condițiile sau în contextul războiului respectiv, crucea nu este altceva decât urmarea războiului care a început în cer. Și pentru faptul că Satan n-a putut să-L ucidă pe Domnul Isus Hristos în cer, Satan l-a ucis pe Domnul Isus Hristos unde? Pe pământ. Ăsta este păcatul. Când Domnul Isus Hristos va interveni la sfârșitul acestei istorie pentru a opri păcatul, El va trebui să fie parte activă împotriva opririi acestui păcat, nu parte pasivă. Domnul Isus Hristos nu va uita de satan undeva și îl va lăsa să stea acolo, să îmbătrânească până când nu o să mai poată. Nu! Nu aceasta este postura și planul lui Dumnezeu, ci Domnul Isus Hristos va continua să se confrunte cu satan până când Domnul Isus Hristos își va învinge dușmanul. După ce i-a dat o perioadă de grație imensă. Antidil antediluvienii, generația aceea de oameni care a căror gânduri nu mergeau decât spre rău. Antediluvienii nu sunt lăsați în pace ca să se autopedepsească. Dumnezeu putea să facă lucrul ăsta. Să că, păi ați ajuns până nu se mai poate, ia, autopedepsiți-vă voi. Nu, nu, Dumnezeu nu face treaba asta. Există și un soi de autopedepsă pe care ei au suportat-o acolo când s-au luptat unii cu alții, când a fost rău pe pământul ăsta. Dar asta este altceva. La sfârșit, Dumnezeu intervine. Pentru că este datoria morală a lui Dumnezeu ca să termine răul. Este responsabil. Pentru ca să termine răul. Și vreau să înțelegem că definiția mântuirii este suprimarea răului. Sau terminarea răului sub toate aspectele ei. Și este datoria lui Dumnezeu să intervină în felul acesta. Sodoma și Gomora nu sunt uitați de Dumnezeu acolo să le zică ia lasă-i băi că să se termină ei într-un colț. Nu, Dumnezeu intervine acolo. Cui folosește? Și am încheiat. Cui folosește? Există neprigăniți care și-au încredințat suferința și viața lor dreptului judecător, e adevărat? Au fost neprigăniți care au ars pe rug, care nu s-au apărat, care au fost jefuiți, care au fost nenorociți în lumea aceasta și ei și-au încredințat dreptul lor sau viața lor dreptului judecător. Așteptând ca el să facă dreptate. La drept vorbind, Apostolul Pavel ne spune, nu judecați voi înainte de vreme. Nu intrați voi în problemele acestea. Lăsați-l pe Dumnezeu să judece. De ce suntem îndemnați în felul acesta? Și mi-este așa de greu, mi-este așa de greu că în vin așa să mă apăr eu cu dinții și cu unghiile mele. Și Dumnezeu spune, nu, 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 nu te apăra tu, lasă că dreptul judecător are dreptul acesta. Tatăl îmi spune Sfânta Scriptură că toată judecata care îi aparținea lui, pentru că el a fost primul care a intrat în acest război, purtat și împotriva lui, tatăl, toată judecata a dat-o cui? A dat-o fiului. Există cei neprihăniți de o parte, există tatăl de altă parte, care așteaptă ca dreptatea să fie făcută și judecata pe care o va face Domnul Isus Hristos să fie dreaptă, nu nedreaptă. Nedreptatea se numește abuz când e prea multă pedeapsă. Sau se numește abuz când nu e pedeapsă deloc când un criminal este lăsat liber. Pentru că a lăsa liber un criminal înseamnă să premiezi crima. În final, Apocalips, capitolul 15, versetele 3 și 4 spun Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu și cântarea mielului și ziceau Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Și în contextul versetului înainte au fost drepte, iar textul celălalt care spune că orice genunchi se va pleca, orice genunchi se va pleca înaintea Domnului Isus Hristos. Pentru că fratele Lucian a adus în discuție lucrul ăsta. momentul acela de realitate în care însăși satan va recunoaște dreptatea Domnului Isus Hristos, deși știe ce-l așteaptă, deși știe ce-l acesta recunoaște faptul că Domnul Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl nu va pedepsi cu nicio lovitură în plus, ci doar atât cât trebuie. Că pedeapsa nu înseamnă neapărat înjosirea cuiva, nu înseamnă neapărat răutatea celui ce pedepsește, ci înseamnă restabilirea unei echivalențe care, simplu, între noi se spune după faptă și răsplată. Și care mă învață că fiecare faptă a mea produce o valoare în Universul ăsta. Produc o valoare. Aveți grijă la ceea ce producem, frații mei. Și haideți să umblăm, așa cum zice Sfânta Scriptură, în faptele pregătite de Dumnezeu pentru noi, mai înainte de temerea lumii, ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, haideți să trăim în împărăția lui Isus Hristos. Haideți să trăim ca în paradis, în acele fapte care a fost pregătită înainte de întemerea lumii. Acea împărăție care din totdeauna a fost casa mea și casa ta. Haideți să trăim așa. Pentru că dincolo de casa aceasta, regulile valorii și a -valorii, sunt între viață și moarte. Cel ce va face lucrul acesta va face dreptate și este Iisus Hristos. Um. Oare e specific Mântuitorului lucrul ăsta? Pentru dumneavoastră, acasă, vă rog frumos, mergeți în Luca 19. Și aici, în pilda polilor, veți descoperi niște oameni care nu vor ca Iisus Hristos să fie domnitorul lor. În final, când împăratul se întoarce, îi pedepsește pe acești slujitori care n-au vrut ca el să domnească peste ei. Și Mântuitorul îi numește vrăjmași. Versetul 27 zice așa, cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și pedepsiți-i înaintea mea. Foarte interesant ce urmează. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în fruntea lor spre Ierusalim și urmează intrarea împărătească a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. N-au vrut să domnească peste ei, Pilda a fost spusă și au fost pedepsiți în pildă și apoi Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim ca rege, ca împărat. Știți care a fost prima lucrare care a făcut-o Domnul Iisus Hristos când a ajuns în Ierusalim? Versetul 45, izgonirea vânzătorilor din templu, cu alte cuvinte, curățirea templului. Este Specific, Domnului Isus Hristos, ca în momentul în care El guvernează și este Rege, lucrurile acestea să aibă loc, pentru ca păcatul să fie terminat, neprihănirea să fie glorificată, iar El să fie Rege peste noi. Amin. Amen. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că ne-ai vestit mântuirea cu putere și prin har. Îți mulțumim pentru că. Ne-ai chemat să fim ispravnici de nădejde, ispravnici buni, cărora să le poți încredința cerul întreg pentru mărturie, Doamne. Îți mulțumim pentru harul tău care se leagă de ființa noastră prin faptul că ne-ai dat numele Domnului Isus Hristos pe care îl purtăm în viața aceasta. Ferește-ne, Doamne, și dă-ne suficientă dragoste de tine pentru ca nu cumva să fim ispravnici necredincioși. Ajută-ne să înțelegem nebunia păcatului, absurditatea lui. Și dacă este vreunul dintre noi care încă mai simte plăcere și bucurie în păcat, pă, Doamne, să înțelegem astăzi că păcatul este cea mai nenorocită stare a ființei umane. Ajută-ne să-L urâm cu toată ființa noastră. Și în schimb să te iubim pe tine cu toată puterea. Chemăm în viața noastră numele Domnului Isus Hristos și Duhul Sfânt. Fă din ființa noastră templul tău de rezidență. Rămâi cu noi și rămâi în noi, Doamne. Facă-se voia ta. Fă dreptate pământului acestuia. Și te rugăm, Doamne, să mântuiești pe cei care te iubesc și sunt neprihăniți tăi. Și, de asemenea, arată-ți dreptatea împotriva păcatului pentru ca mântuirea ta să fie deplină prin anularea și distrugerea acestuia odată pentru totdeauna. Vino cât mai curând, Părinte, în numele Domnului Isus. Amin. Amin.